Că noaptea de alegeri să fie în emisiunea mea, așa cum ai fost și acum 4 ani. Da. După aia, te duci și la ăștia, cu te chemă toți după aia. La aceștia care -un... dau noi acum. Dar de ce nu te mai cheamă acum deloc? Odată, de i-a amendează Ceneau și a apărut Sine, sondajul. Nu te amendează Ceneau pentru că invită pe cineva de la da. ai serios. Dacă pot să dau două nume de realizator. Da, Anca Alexandrescu și Victor Ciutacu, pentru că au făcut emisiune cu mine, Ceneau spune că ei ar încălca legislația electorală pentru că nu e voie cu emisiuni de promovare electorală în afara campanii. Cum adică? Așa și celălalt cu e președintele PSD? El se duce, exact. Dacă este e un dublu standard, de asta spun că nu prea e mare păi democrație. parlamentar. Exact. Și ca lider al opoziției ar trebui să fiu invitat. N-am fost invitat până acum nici la TVR, dar încercăm să remediem acest lucru. Păi nu este în conducerea domnului nu e drulă liderul opoziției? Că tu, ai deja, că tu ai deja 30%, adică tu ești peste PSD. Ce lideră opoziție să mai fii? Nu știu ce Bun. opoziție face domnul Drulă, dar colegii mei sunt și la ora asta în uh, Camera Deputaților și așteaptă parlamentarii USR să vină să semneze moțiunea... Discutăm imediat despre asta. spune unde te aflai și ce sentiment ai avut în momentul în care ai aflat că domnișoara Chichirău a plecat din USR. Te rog să-mi spui dacă ți amintești exact unde erai. Și cum ai simțit șocul veștii? M-a lovit cumva în plex A fost o veste năucitoare, năucitoare. Și acum de-abia îmi pot reveni Păi și nu o luați acum la... Adică nu o luați voi? Că nu prea aveți... De când a plecat șoacă, nu mai aveți... Spune-mi o femeie din noi nou, suntem, Noi suntem mai mult cu Gavroș, nu cu Cozet A, cu Gavroș... Încep să ai și replici de asta interesante Zi-mi o femeie din aur, jur că nu știu Gianina Șerban, vicepreședinte la nivel național Ramona auzi, Ioana auzi Ramona Brunsils. Păi stai, Ramona R a trecut pe la mai multe partide A fost candidatul voiculesc, acum e... nu contează Femeia a vrut să intre în politică, și a găsit un, rămas. un, un și acum vehicul a, Da, nu, a găsit un felicul, vehicul, după care a trecut După care la a, ve a venit la Când vehicul Știi cum fugeam eu de nași când eram, când făceam naveta la București? Fugeam dintr-un vagon într-altul. N-ai făcut asta? Nu, eu mergeam cu locomotiva. Aia de cărbuni. Și erai ăla care încărca nu? Pun nu, băga cărbuni. Păi dacă Erau mă jignești un... pe mine, tu erai cu locomotiva și eu eram din vagon, stăteam pe tampoane. Dar nu te jignești. Serios. Am mers da. în 2004. Da, zi, băgai cărbuni, am nu, înțeles. Nu, 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 nu. nu. A -aia mers e electrică. cu electrică. locomotivă. Electrică? Electrică. Pe păi mai e România locomotive electrice. Eu am mers până la Alba Iulia, din București, cu locomotiva. M-ar veni cu Nașu. Dar am mers cu conductul. Am mers și eu cu Nașul, păi, în, în, în locomotivă, păi, și... dar cu un tren de noapte. Să nu fie Poar... rușine, că am fost cu toți. Nu e rușine, stai liniștit. Crezi că Ciolacu a fost cu Nașul? Nu știu, eu am auzit <laughs> că nu -a, a avut carte de muncă până la 36 de ani, dar asta e altă. Am o fără jigniri de felul ăsta. Ce să spun că ai avut tu? Tu vorbești? Da. Ce carte de muncă ai avut, Simion, tu? Adică, Ești la fel ca Ciolacu. Ai 36 37 de ani, da? Da. Unde ai avut o carte de muncă? La firma mea. Ai fost revoluționar. George, revoluționar a... de profesie. Revoluționarii n-au carte de muncă. Da, Gabroș avea carte de muncă. Da, Guevara avea carte de muncă. Eu am făcut unul dintre cele mai bune colegii naționale din București, una dintre cele mai bune Bine, universități. Dar sunt altceva, dar n ai avut carte de muncă. După care am fost angajat imediat după ce. George, s-a schimbat -a. lumea. Tata Așa. mă întrebat în fiecare zi după 20 de ani dacă eu am carte de muncă. Da. Nu mai e pe carte de muncă. Nu e te e mai lua de ciolacul, nici tu n-ai avut. Nici tu, nici Orban n-ați avut, da. avut da. carte de muncă. Cum să nu? Unde am plătit taxe de muncă? la statul român, Unde la... Aveai carte la, de muncă? la firma mea și la ideal proiect Architecture and Engineering. La firma ta? Da. Din revoluție. Dar te faci de râs, revoluționari, revoluționarii n-au carte de muncă. P Multe despre mine, <laughs> cum că am fost șef de galerie. Când Nicii tu erai. Nu. Când nu, nu ai fost șef de galerie. Tu când făceai Moldova, Basarabia, da. mergeai acolo. Da? Da? Și ai scris pe tot. E o chestiune care rămâne. Da, mă, da, asta nu știu mai seara, mult. Aveam rămâne viața. la fel de tare ca aur, da? Basarabia e România, asta Kosovo e Serbia, da? Da. Păi da. da. de ce nu două Nu, era... afirmații corecte. Da, absolut corecte, dar am înțeles care era problema cu ea, de ce, au primit, ce o primești Nici Da, mă rog. Dacă era un steag din ăla cu uh, știți, George, tu George, la firma ta când mergeai în Basarabia, da. da? Am avut magazin pe calea moșilor. Nu pot să cred. Da, da. Păi a avut și ceva cu firmă venea... și ai închis, tu ți-ai închis balconul? Nu, Ai că venea... aveți undeva Eu am avut în București, am, destine, am poze, pare. nu știu ce a făcut Marcel cu balconul lui. Aia? Și a închis balconul la un moment dat, că pă, știi că murăturile, oricât ar fi de multă sare, tot îngheață, știi? Și el a închis ca să nu înghețe murăturile. Și vindea murături? Punea pentru familie. Tu n-ai avut, toți am avut care am stat la bloc în copilărie. Ba da, sufla tata în furtul. Da, ei, și atunci ce să mai? Acum nu mai sufla, acum cât care are murături de aur, la 30%. Hai că și eu aia am, adică... Mm -hmm, aia, da, bravo, aia. bravo, ce <laughs> da, ai tăi, tăi, tăi da? ce zic? Hai mai ce să zic, s-a mai liniștit mama, că era îngrijorată când mă vedea așa revoluționar, cum mă descrii tu. Mai liniștește-te, mama, mai liniștește-te. așa de la casa ta, hai, dar când te căsătorești, știi? Ce să zic? Ca orice om. Deci s-a mai liniștit în ultima vreme. Da. Și deci Șoșoacă ce zice? Hai că suntem între noi și nu ne aude nimeni. Că e foarte de treabă. Ce e de eu, treabă. Ține nu linia familiei. Tu nu vrei să te distanțezi de, de doamna Șoșoacă. Adică, e, cu toate ne, e nevoie de voci puternice. Te-a făcut violator. M? M-a făcut nu, în multe feluri, m-a făcut și homosexual. Acum sunt violator. Sunt... Nu pot să cred, păi tu ești împotrivă, dar de obicei ăștia nu, care. Nu sunt... nu sunt împotrivă, atenție, n-am nimic cu homosexualii, dar eu cred că în România dar căsătoria obom. trebuie să fie între un bărbat și o femeie. Dar te-a făcut homosexual? Da. Ea? Da. A că ești pe invers, Simioane. Are o bure cam slogan. Ai dat vreun semn? Nu ai dat vreun semn nu, în. Întotdeauna mi-au plăcut. Dar nu tumeze. ești de acord cu căsătorile de, dintre persoanele de același nu, sex? Nu, și nu sunt de acord cu impunerea venită de la CEDO legată de căsătoriile persoanelor de același sex, după cum nu sunt de acord cu Marcel, cum încearcă să elimine numerarul din plățile curente și din viața românilor. S-a redus pragul de plată în numerar la 1000 de lei. România jumate este urbană jumate e rurală Corect, mai mult de pare. jumate este rurală să limitezi la 1000 de lei plățile pe care le, fa le poți face în numerar, înseamnă să nu ții cont de uh, specificul PSD-ului care încasează nu, nu cont de în, în încasează numerar am văzut George. la vazul cum. cine? Păi PSD-ul încasează în numerar Și dar de ce ai gestul ăsta? L-ai văzut? La... Ai întâlnit da, politicieni da, da. care au plicul aici? Da, 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 da. Și nu ai cerut să vă să? Plicu nu că au ieșit aici. ei singuri. Plicul la control. Nu ai văzut? Nu mă, Nu stau să mă uit toată ziua televizor. Stai, stai o secundă, George. Stai o secundă. Păi nu. Asta cu numerarul, într-adevăr, că este în pachetul ăsta legislativ. Da. Nu mi-ai trimis? Mi-a trimis. Stai o secundă. Asta, uite, chestia uite. cu... Uite, sunt cu banii la numerar. Ah, Ei, tu ai săracul ciudacul, ai, lasă omul în pace. Este adversarul meu politic. Când îl chinuiam pe câțul prin Parlament, la fel făceam, nu? Măi, uite asta să nu, creadă, să nu se simtă discriminat cât. Aici nu e vorba de ăștia din PSD. Lasă că și ironia e bună nu. și umorul. Aici e vorba Ce -a de români. Marcel Ciolacu Aici este vorba grav de român. pentru jumate sau mai mult din România, reducând la o mie de lei pragul în care poți plăti cu numerar, înseamnă că vine moneda digitală, într-adevăr, și vine uite, controlul digital. Citezi de pe postul tău preferat, că erai totuși invitat la Antena 3 CNN. Plățile cu bani cash, restricționate în toate magazinele cash and carry, până în limita 2000 de lei. Veste proastă pentru românii care preferă banii cash în locul plăcilor cu cardul. Plățile cu cash în toate magazinele cash and carry din România vor fi restricționate în limita a 2000 de lei. 1000 de lei. Da, 2000 de lei, până acum erau 10.000 de lei. La... la foanele la tranzacții sunt, a, în de la persoanele prevăzute la articolul 1 aliniat un limina un plafon zilnic de 2.000 de lei de la o persoană. Da, deci doar la hipermarketuri te lasă 2000 de lei, totuși. Că la hipermarketuri... Păi fratele meu, în casă efectuată de către magazinele tipul așa, care sunt organizate, funcționează 2000 de lei de la o persoană. Sunt interzise plățile fragmentate Numerari către furnizorii de bunuri servicii Pentru facturile la care valoare este mai mare De 1000 de lei și respectiv de 2000 de lei Către... Uite, în emisiunea ta, Marius Tucă Da, te rog Ne luăm două angajamente Noi aur când venim la guvernare te rog. Inclusiv putem ajunge la referendum În Constituție căsătoria între un bărbat și o femeie Ca să nu mai avem probleme De niciun fel cu CEDO da. Și doi Limită la plățile cu numerar de 10.000 de lei și includerea dreptului de a plăti în numerar în Constituție După cum face și Austria, după cum face și Elveția și alte țări Da, sunt țări din care nu introduc chestiunea în Constituție, Constituție. Practic. Asta vom face și noi Bun. la păi guvernare Și aia cu căsătoria, știi că a fost un referendum cu o întrebare N absolut împită Da care a încurcat oamenii foarte tare pentru că da. erau foarte mulți Plus că era vorba de Liviu Dragnea în momentul ăla și așa mai departe Manipulat referendumul Foarte, foarte abil făcut chestia Totuși, asta Totuși 95% dintre cei refer... care au participat au zis că Vrei e un... normal Vrei un referendum în ideea asta sau da. cum? În ideea asta dar explicit pentru mm -hmm. român, pentru românul de rând să spună dacă Dar lui... nu poți să faci referendum și acum când ești în opoziție din păcate, e la latitudinea puterii dacă alege să-l facă sau nu. Și actuala putere va alege să nu de pentru unde că... știi? Important este să demareze asta. Pentru că PSD-ul este afiliat la Internaționala Socialistă. Internaționala Socialistă nu mai are roșu ca drapel, ci curcubeul. Internaționala socialistă, e prima da. dată când aud. Da. Hai să, să, terminăm chestia cu, că avem și altele, chestiunea cu, uh, uite, citesc aici din evenimentul zilei, da, Pungro. Minora violată la tabăra de vară aur, noi dezvăluie documente falsificate. Victima presupusului viol din tabăra de vară organizată de ora a vorbit pentru prima oară despre incidentul care a șocat lumea politică. Tânăra de 17 ani a vorbit printre lacrimi despre cele întâmplate. Alături a avut și pe mama sa care a făcut declarații stupefiante la România TV. Victima presupusului viol cu declarații șocante. Unde sunt asta. Poliția. Mama fetei de 17 ani vine cu acuzații grave la adresa membrilor aur. În primul rând, a că nu erau membri aur. Da, exact. În timp ce inițial părinții minori fusese să anunțească că fica lor va pleca în tabără cu un autocar alături de alți participați la tabără, aceasta a fost luată cu mașina de doi bărbați fără a avea consimțământul părinților. Ba ar fi fost falsificată semnătura care să ateste acordul în acest sens. Fica femeia a povestit prin ce moment. mi e foarte greu, nu mi-închipuiam, puteam, stai așa. Nu așteptam să mă duc acolo să-și bată joc de mine A, păi uite ce zice fata mi este foarte greu, nu mi-închipuiam că putea să mi se întâmple așa ceva acolo Unde m-am dus pentru alte scopuri Nici cum nu mă așteptam Dacă voiam să fac ceva cu băieții, nu așteptam și nu eram virgină până la vârsta aceasta Nu așteptam să mă duc acolo să-și bată joc de mine Trei bărbați în toată regula, după ce mi-au dat să beau A declarat la România TV a Și 20. nu e normal ca poliția să intervină? Noi asta cerem poliției să intervină. Cred că am să... Au interveniți, arestați pe respectivii, dacă așa a fost. Nu știu ce mai așteaptă. Nu știe nimeni, dar asta e... Ia mă, să iasă poliția din Ialomita. Pentru că altfel e terifiant, e îngrozitor. Și poate voi fi tată ia de povestește, fată, ți imaginezi? Ea povestește, povestește că... Hai să vedem poliția. Mi-a cerut un încărcător că... dintr-o altă cameră, mă rog... La noi a venit sunt... o senatoare care a ieșit din aur Bun. și a răspândit Vom mai discuta despre asteară. asta. Hai un pic să, să vorbim despre... Care este doctrina aur? Conservatoare. O... Ce Do... înseamnă? Avem patru piloni, familie, națiune... Credință și libertate. Pentru libertate ați văzut cu toții că ne-am luptat în timpul pandemiei și am avut dreptate să o facem. Familia și credința. Vreți un referendum ca să între să un bărbat și o, o femeie, credința creștină ca bază a continentului european și ca temelie a României, pentru că avem și nim preoți cu crucea în frunte, căci e creștină și patria română înainte de orice altceva. Ăștia sunt pilonii noștri ideologici. Optăm pentru proprietate privată, optăm pentru NATO UE, pentru NATO și UE, dar nu în genunchi cum suntem acum. Dar optăm nu... pentru o politică externă similară cu a Poloniei și a Ungariei, care să aibă o politică, nu identitate. Sigur că da. Nu o să ne vedeți cerând să ieșim din NATO și UE, în schimb o să ne vedeți folosind dreptul nostru de veto de fiecare dată când e cazul, pentru a fi primiți acolo unde ne este locul. De exemplu, în spațiul Schengen. Pentru că umilința pe care o îndurăm de 11 ani, fiind dreptul nostru de a fi acolo din partea unor state, păi precum ce Austria se... sau Olanda, nu ce... trebuie tolerată. Mai bine unele instituții ale statului decât să călărească antreprenorii români, mergeau peste băncile austriece sau pentru cei, peste cei care ce ne taie ce lemnele. Fac.